sună în cer, n-auzi, măi. Vasilisa Covbasna are 67 de ani și de aproape 2 ani este profesoară de educație tehnologică, dar și promotor al tradițiilor populare românești la Liceul Teoretic cu profil de arte Nicolae Sulac din Chișinău. S-a născut în satul Cimișeni, raionul Criuleni, acolo unde tradițiile au fost transmise din generații în generații. Stabilită în orășelul Codru din 1975, și-a făcut din propria casă un loc unde istoria neamului românesc stă la loc de cinste. Noi avem un popor în care e foarte frumos, și tradițiile noastre sunt foarte frumoase. Portul nostru e cel mai frumos. Ieșim înapoi la tradițiile noastre frumoase din Moldova. Și-a propus ca de sânziene să organizeze pentru elevii ei o zi specială chiar la ea acasă, motivată fiind de copilăria pe care a avut-o, Vasilisa le-a arătat tradiții transmise din străbuni. Au învățat să împletească cunune din flori, au cântat, au copt plăcinte și au învățat cum se fac sarmale. Le facem după capul la fată, să fie, ca să fie, corona să nu ne cadă, așa, împletim mai departe. Alegem floricelele, împărțim pe, așa, pe culori, toate, ne împărțim pe culori. Acum luăm câte o leacă și învârtim. Păsările zboară, fructuri trăiesc, Maria? Când cerul doarme și lumea se odihnește. Sânzienele sunt zânele bune, ursitoarele bune, care în general poartă coronițe, sunt îmbrăcate în rochii mai lungi. Ele practic aduc bucurie, zâmbete. Prima coroniță care m-am plătit-o a fost mai complicată, dar a doua a fost mai ușor deoarece am avut deja experiență. În copilărie împleteam cu bunica și cu familia, dar de obicei împleteam cu păpădii. Dar acum am învățat profesoara. După ce au împletit coronițe din flori de sânziene, fetele au învățat să coacă plăcinte și să împletească sarmale. Întindem 4 colțuri dintr-o parte. Pe urmă, peste le apucăm frumos și le întindem, le așezăm frumos. Și a doilea, din partea opusă, tot așa o facem. Acum, din partea asta, punem. E complicat? Da, e destul de complicat, pentru că aluatul se strânge înapoi și e foarte greu de lărgit. Însă, cu răbdare și străduință, vom reuși. E complicat? E destul de complicat, dar ne descurcăm. E complicat? Este un pic, anume când o învârtim, pentru că trebuie să nu iasă împlătura. Nu este complicat. Am făcut des cu bunica sarmale și deja sunt obișnuită. Câtă umplutură trebuie să fie într-o gălușcă? Nu trebuie să fie nici mult, nici puțin. Cât sarmalele și plăcintele au stat la foc, profesoara le-a arătat fetelor cum se mânuiește fusul, dar și cum se toarce lâna. Ne stăruim să tragem lânița să fie toate de o grosime. Dar ce facem după asta cu lâna? Cu lâna să covoare, în primul rând să vopsește după culoare și pe urmă să țese covorașe, înainte se spunea războaie, care, iată, ce vedeți pe perete, ce vedeți pe divan, aici sunt covoarele țesute din lână de oaie. Ca orice sărbătoare, și ziua de sânziene are superstițiile ei. Se spune că dacă plouă în ziua de sânziene, e semn de belșug. De asemenea, dacă cucul va înceta să cânte cu mult înainte de sânziene, vara va fi la început călduroasă, apoi secetoasă. Dacă însă cucul continuă să cânte și după sânziene, atunci va fi foamete, război și alte nenorociri.